Filiala Buzău a Partidului Aur promite ajutor primăriilor din județ. În prima apariție publică în calitate de parlamentar, deputatul Nicolae Roman le-a mulțumit într-o conferință de presă primarilor din 15 comune pentru faptul că au dat curs solicitării Alianței pentru Unirea Românilor și au transmis liste cu proiectele pe care le-au în derulare în vederea susținerii la nivel parlamentar a acestora. Vreau astăzi să mulțumesc primarilor din Buzău, în număr de 15, care au răspuns solicitărilor noastre de a ne transmite proiectele pe care dumneavoastră le-au în derulare pentru a le putea urmări. Cei 15 primari pe care îi am în această evidență, îi asigur pe această cale că vor fi în atenția noastră în așa fel încât să putem să rezolvăm problemele comunității. General în rezervă și fost comandant al actualei divizii 2 Infanterie Getica, deputatul Nicolae Roman s-a adresat și foștilor militari din Buzău. El a afirmat că a avut o intervenție de la tribuna Parlamentului pentru clarificarea situației pensiilor militare. Am avut o intervenție în Parlament cu privire la lămurirea situației pensiilor militare de stat vis-a-vis de discuția cu pensiile speciale. Așa că vom continua aceste discuții pentru ca militarii să fie repuși la nivelul importanței sociale a muncii pe care au prestat-o. De asemenea, parlamentarul Aur de Buzău a declarat în cadrul conferinței de presă de la sediul partidului că este preocupat de situația clădirilor de patrimoniu, inclusiv de cea a cercului militar, imobil aflat într-o stare avansată de degradare. Nicolae Roman va iniția un proiect de lege în acest sens și va face demersuri la Ministerul Apărării și la cel de Finanțe, în vederea reabilitării fostei case a armatei.